În proiectul de astăzi o să înlocuim bateria de pe placa de bază a acestui laptop mai vechi, un Fujitsu Siemens un Mobile de 9500 Pentru a face asta va trebui să îi scoatem tastatura, iar pentru a scoate tastatura va trebui să îi îndepărtăm ornamentul de deasupra aici cu butonul de on-off. Pentru siguranță vom scoate acumulatorul laptopului, după care vom, scoate, vom scoate singurul șurub cu care ornamentul este prins. Acesta. După, înlătura, după înlăturarea lui, întoarcem laptopul, deschidem capacul, lăsăm monitorul cât mai pe spate și dintr-o dintr margine începem să scoatem ornamentul. Ornamentul nu mai are nicio artă prindere, este prinsă doar de carcasa laptopului prin clipsuri, nu are niciun alt cablu. Deci grija este doar să nu rupem ornamentul sau ceva în jurul lui sau clipsurile cu care este prins. După ce am depărtat ornamentul, putem observa că tastatura este liberă, nu mai are nicio altă prindere. Totuși va trebui să o ridicăm cu grijă pentru că sub ea se află conexiunea dintre ea și placa de bază, acest cablu, acest cablu, lat, care îl vom, îl vom scoate de acolo prin tragere, pur și simplu. Mai departe se dezvăluie acest protecție metalică prinsă de placa de bază de carcasă și placa de bază cu 9 șuruburi, 9 șuruburi de aceeași dimensiune, deci nu trebuie să ne facem griji că le vom uh, amesteca. Uh, iar odată ce vom scoate uh, această tablă, vom vedea sub ea uh, bateria care nu este prinsă într-un soclu ci uh, are o conexiune, are un cablu și o mufă mică, mică albă. Bateria este prinsă de placa de bază printr-un dublu adeziv, deci va trebui să o îndepărtăm de acolo, după care să-i desfacem acea mufă mică albă. Și pentru a înlocui bateria, va trebui să dezlipim firele de pe actuala baterie și să le lipim pe uh, bateria nouă. Pentru a mă asigura că problema era de la baterie și anume că laptopul nu își păstra setată data și ora dacă era închis o perioadă mai lungă de timp, am verificat voltajul. Am verificat voltajul direct la acea mufă cu care se conectează la placa de bază, de bază, dar și direct pe baterie, pentru a mă asigura că nu este o problemă cu conexiunea sau cu mufa. După cum se vede, voltajul era inexistent aproape. Și mai departe am tăiat izolația galbenă, am deslipit firele de pe baterie și le-am lipit pe noua baterie. Pentru a facilita lipirea pe noua baterie, am folosit un jmirghel și am curățat bine zona în care am lipit firul pe baterie. De asemenea, trebuie menționat că trebuie, trebuie păstrată polaritatea firelor care le vom lipi la baterie. După ce am, am lipit firele, am refăcut izolația, pentru că e important ca bateria să nu se atingă cu acea protecție metalică, și am folosit un varniș. După ce am terminat cu el, după ce am aplicat căldură pentru a se strânge, din nou am verificat voltajul bateriei și mă vedea că o baterie nouă are în jur de 3,2 V. Odată ce asta a fost verificat, știm cu siguranță că bateria acum funcționează. Voltajul a fost verificat exact la mufă, pentru că acolo ne interesează. Am, am asigurat bateria, am încercat să o pun în același loc și am asigurat-o cu o bandă de hârtie pentru a nu se mișca din locul respectiv și o protecție în plus față de uh, acea carcasă metalică. Și vom vedea acum voltajul de 3,2 și acum vom conecta în ordine inversă desfacerii ei uh, bateria de placa de bază. Pentru că am scos carcasa, uh, acea protecție metalică, și s-a dezvăluit culorul, am decis să curățăm și, și pe acesta pentru că uh, cel mai uh, mult praf și principalul uh, factor care produce ca laptopul să funcționeze mai greu și să fie supraîncălzit este praful care se strânge între cooler și radiatorul laptopului. Uh, pentru a-l desface sunt două șuruburi și are o mufă similară cu cea de la baterie pe care le vom desface și apoi vom îndepărta culorul de acolo. Odată ce l-am îndepărtat, putem observa cumva în partea din stânga, sub carcasă și radiatorul. Am folosit un, un compresor pentru a curăța radiatorul, atât și culorul cu și radiatorul, iar culorul l-am și șters cu un șervețel cu alcool După ce am terminat și cu acesta, se observă aici praf, nu se vede foarte bine în imagine, însă în realitate era mult mai mult. Toate acele mici caneluri erau, sau majoritatea, mai ales în centru, erau pline de praf. Am pus totul la loc, în ordine inversă, și am, am, am pornit laptopul pentru testare. Trebuie menționat că trebuie să intrăm în, în BIOS și să-i setăm data și ora. După care putem să-i dăm un restart sau să-l lăsăm mai multă perioadă să vedem că problema a fost rezolvată. Acestea fiind spuse, proiectul pentru ziua de astăzi s-a finalizat și sper că va fi de folos.